cine ești. Vom ști numai noi. Toate fetele astea pe care vrei să le convii, în prima dată se uită dacă ai haine și mașini. Spune ce ar trebui să facă azi băiatul tău, să fie sigur că tu o să fii doar cu el mereu. Am trecut de vârsta care îți dă voie la prostii. Îmi place să mă îmbrac altfel în fiecare zi. Hainele toate, bineînțeles, de firmă știi, dar la banii care-i fac aș vrea să am ce investi. Mașina, următorul lucru care contează. O să fiu sincer cu tine, tot ce te interesează. Nu sunt opțiunile, poate doar firma de pe ea. Și să fie foarte mare, parcă te-ai pună cu ea. Nu fac greșeala să îmi iau șofer. Poate o să crezi că e mașina lui și o să vrei cu el. Nu vreau să mint pe nimeni și mai ales pe mine. Știu sigur doar un lucru, vreau să am ceva cu tine. În platformele tale, ochii tăi, buzele. Cum facem să îți petreci cu mine nopțile? Sunt curios câte fete se combină să vină cu un băiat care nu are o vilă mare cu piscină. Frumoasă, îmi pare rău, dar asta e. Nu am cabană la munte și nici chef de hotel la mare. Și pot să-mi facem fiecare seară un masaj. Asta nu-ți dă voie să îmi cheltui banii prin oraș. Aș putea să fiu la orice mis organizator, dar sunt realist mai mult decât sunt visător. Am cunoscut deja destule fete foarte frumoase, încât să mă gândesc acum la ceva lucruri serioase. Ca să fii cu mine, nu cred că vrei neapărat case luxoase, multă mătase neagră în pat. Eu nu am prea multe, dar câte le am le merit. Gândește-te la mine, nu la cartea mea de credit. Multă lume se întreabă de ce stau mai în spate. Conduc mașini cu numele meu pe acte. Dacă mă întreb de unde sunt, din ce cartier, nu am ce să-ți răspund, m-am mutat de mult din el. Bani am exact atât cât să fie bine. Nu cred că m-ai privit de la început numai pe mine. Poate trebuia să îți răspund de mult la întrebare. Sunt curios dacă acum mă placi mai mult. Oare? Toate fetele astea pe care vrei să le convii, în prima dată se uită dacă ai haine și mașini. Spune ce ar trebui să facă azi băiatul tău, să fie sigur că tu o să fii doar cu el mereu. Am trecut de vârsta care îți dă voie la prostii. Îmi place să mă îmbrac altfel în fiecare zi. Hainele toate, bineînțeles, de firmă știi, dar la banii care-i fac aș vrea să am ce investi. Mașina, următorul lucru care contează. O să fiu sincer cu tine, tot ce te interesează. Nu sunt opțiunile, poate doar firma de pe ea. Și să fie foarte mare, parcă te-ai pună cu ea. Nu fac greșeala să îmi iau șofer. Poate o să crezi că e mașina lui și o să vrei cu el. Nu vreau să mint pe nimeni și mai ales pe mine. Știu sigur doar un lucru, vreau să am ceva cu tine. În platformele tale, ochii tăi, buzele. Cum facem să îți petreci cu mine nopțile? Sunt curios câte fete se combină să vină cu un băiat care nu are o vilă mare cu piscină. Frumoasă, îmi pare rău, dar asta e. Nu am cabană la munte și nici chef de hotel la mare. Și pot să-mi facem fiecare seară un masaj. Asta nu-ți dă voie să îmi cheltui banii prin oraș. Aș putea să fiu la orice mis organizator, dar sunt realist mai mult decât sunt visător. Am cunoscut deja destule fete foarte frumoase, încât să mă gândesc acum la ceva lucruri serioase. Ca să fii cu mine, nu cred că vrei neapărat case luxoase, multă mătase neagră în pat. Eu nu am prea multe, dar câte le am le merit. Gândește-te la mine, nu la cartea mea de credit. Multă lume se întreabă de ce stau mai în spate. Conduc mașini cu numele meu pe acte. Dacă mă întreb de unde sunt, din ce cartier, nu am ce să-ți răspund, m-am mutat de mult din el. Bani am exact atât cât să fie bine. Nu cred că m-ai privit de la început numai pe mine. Poate trebuia să îți răspund de mult la întrebare. Sunt curios dacă acum mă placi mai mult. Oare? Toate fetele astea pe care vrei să le convii, în prima dată se uită dacă ai haine și mașini. Spune ce ar trebui să facă azi băiatul tău, să fie sigur că tu o să fii doar cu el mereu. Am trecut de vârsta care îți dă voie la prostii. Îmi place să mă îmbrac altfel în fiecare zi. Hainele toate, bineînțeles, de firmă știi, dar la banii care-i fac aș vrea să am ce investi. Mașina, următorul lucru care contează. O să fiu sincer cu tine, tot ce te interesează. Nu sunt opțiunile, poate doar firma de pe ea. Și să fie foarte mare, parcă te-ai pună cu ea. Nu fac greșeala să îmi iau șofer. Poate o să crezi că e mașina lui și o să vrei cu el. Nu vreau să mint pe nimeni și mai ales pe mine. Știu sigur doar un lucru, vreau să am ceva cu tine. În platformele tale, ochii tăi, buzele. Cum facem să îți petreci cu mine nopțile? Sunt curios câte fete se combină să vină cu un băiat care nu are o vilă mare cu piscină. Frumoasă, îmi pare rău, dar asta e. Nu am cabană la munte și nici chef de hotel la mare. Și pot să-mi facem fiecare seară un masaj. Asta nu-ți dă voie să îmi cheltui banii prin oraș. Aș putea să fiu la orice mis organizator, dar sunt realist mai mult decât sunt visător. Am cunoscut deja destule fete foarte frumoase, încât să mă gândesc acum la ceva lucruri serioase. Ca să fii cu mine, nu cred că vrei neapărat case luxoase, multă mătase neagră în pat.
Eu nu am prea multe, dar câte le am le merit. Gândește-te la mine, nu la cartea mea de credit. Multă lume se întreabă de ce stau mai în spate. Conduc mașini cu numele meu pe acte. Dacă mă întreb de unde sunt, din ce cartier, nu am ce să-ți răspund, m-am mutat de mult din el. Bani am exact atât cât să fie bine. Nu cred că m-ai privit de la început numai pe mine. Poate trebuia să îți răspund de mult la întrebare. Sunt curios dacă acum mă placi mai mult. Oare toate fetele astea pe care vrei să le combini în prima dată se uită dacă ai haine și mașini? Spune ce ar trebui să facă azi băiatul tău să fie sigur că tu o să fii doar cu el mereu. Am trecut de vârsta care îți dă voie la prostii. Îmi place să mă îmbrac altfel în fiecare zi. Hainele toate bineînțeles de firmă știi, dar la banii care-i fac aș vrea să am ce investi. Mașina următorul lucru care contează. O să fiu sincer cu tine, tot ce te interesează nu sunt opțiunile, poate doar firma de pe ea. Și să fie foarte mare, parcă te pună cu ea. Nu fac greșeala să îmi iau șofer. Poate o să crezi că e mașina lui și o să vrei cu el. Nu vreau să mint pe nimeni și mai ales pe mine. Știu sigur doar un lucru, vreau să am ceva cu tine. Îmi plac formele tale, ochii tăi, buzele. Cum facem să îți petreci cu mine nopțile? Sunt curios câte fete se combină să vină cu un băiat care nu are o vilă mare cu piscină. Frumoasă, îmi pare rău, dar asta e. Nu am cabană la munte și nici chef de hotel la mare. Și pot să-mi facem fiecare seară un masaj. Asta nu-ți dă voie să îmi cheltui banii prin oraș. Aș putea să fiu la orice mis organizator, dar sunt realist mai mult decât sunt visător. Am cunoscut deja destule fete foarte frumoase, încât să mă gândesc acum la ceva lucruri serioase. Ca să fii cu mine, nu cred că vrei neapărat case luxoase, multă mătase neagră-n pat. Eu nu am prea multe, dar câte le am le merit. Gândește-te la mine, nu la cartea mea de credit. Multă lume se întreabă de ce stau mai în spate. Conduc mașini cu numele meu pe acte. Dacă mă întreb de unde sunt, din ce cartier, nu am ce să-ți răspund, m-am mutat de mult din el. Bani am exact atât cât să fie bine. Nu cred că m-ai privit de la început numai pe mine. Poate trebuia să îți răspund de mult la întrebare. Sunt curios dacă acum mă placi mai mult. Oare toate fetele astea pe care vrei să le combini în prima dată se uită dacă ai haine și mașini? Spune ce ar trebui să facă azi băiatul tău să fie sigur că tu o să fii doar cu el mereu. Am trecut de vârsta care îți dă voie la prostii. Îmi place să mă îmbrac altfel în fiecare zi. Hainele toate bineînțeles de firmă știi, dar la banii care-i fac aș vrea să am ce investi. Mașina următorul lucru care contează. O să fiu sincer cu tine, tot ce te interesează nu sunt opțiunile, poate doar firma de pe ea. Și să fie foarte mare, parcă te pună cu ea. Nu fac greșeala să îmi iau șofer. Poate o să crezi că e mașina lui și o să vrei cu el. Nu vreau să mint pe nimeni și mai ales pe mine. Știu sigur doar un lucru, vreau să am ceva cu tine. Îmi plac formele tale, ochii tăi, buzele. Cum facem să îți petreci cu mine nopțile? Sunt curios câte fete se combină să vină cu un băiat care nu are o vilă mare cu piscină. Frumoasă, îmi pare rău, dar asta e. Nu am cabană la munte și nici chef de hotel la mare. Și pot să-mi facem fiecare seară un masaj. Asta nu-ți dă voie să îmi cheltui banii prin oraș. Aș putea să fiu la orice mis organizator, dar sunt realist mai mult decât sunt visător. Am cunoscut deja destule fete foarte frumoase, încât să mă gândesc acum la ceva lucruri serioase. Ca să fii cu mine, nu cred că vrei neapărat case luxoase, multă mătase neagră în pat. Eu nu am prea multe, dar câte le am le merit. Gândește-te la mine, nu la cartea mea de credit. Multă lume se întreabă de ce stau mai în spate. Conduc mașini cu numele meu pe acte. Dacă mă întreb de unde sunt, din ce cartier, nu am ce să-ți răspund, m-am mutat de mult din el. Bani am exact atât cât să fie bine. Nu cred că m-ai privit de la început numai pe mine. Poate trebuia să îți răspund de mult la întrebare. Sunt curios dacă acum mă placi mai mult. Oare?